Bună și bine ați revenit pe canalul meu. Vă zgâți puțin pentru că am așa ceva, o noutate. Mi-am cumpărat o chestie nouă pentru ținerea telefonului, pentru strict pentru acest tip de videoclipuri. Și după cum spuneam, astăzi am pentru voi ofertele Avon din campania 13. O să fie foarte multe noutăți, o să vedeți. Și haideți să începem în primul rând cu această mini broșură de la Liv. Cred că, nu cred, cu siguranță este prima oară când apare, pentru că până acum nu am avut-o și am să dau așa un pic ce mai avem aici pe fundal, sper să se vadă ok, pentru că nu prea reușesc să mai văd în totalitate ce se întâmplă, dar sper să fie ok. După cum știți sau poate nu știți, gama Liv Avon este o gamă cu produse suplimente, mai bine zis, și este o gamă cât de cât nouă, cred că nu are un an. Pe mine până în prezent nu m-a atras să o cumpăr, nu știu de ce, dar mai nou ne-au trimis și astfel de broșură, poate interesează pe cineva. Vă răsfoiesc așa, sper să vedeți acolo la voi, aș încerca să focalizez, dar v-am zis, suportul acesta nu este cât de cât stabil și mie că mai mult rău o să fac. Oricum avem atât produse de tip capsule, cât și shake-uri, cât și ceva, niște băuturi concentrate. Dacă vă interesează, găsiți, cred că, mai multe la reprezentanții voștri sau pe site. Și aici aveți detaliile și prețurile pentru produse. O să trecem la o broșură din aceasta mini și avem așa o aromă siciliană la tine acasă. Teoretic spune aici că ar fi un difuzor pentru cameră cu lămâie și busuioc. Practic, dacă vă uitați așa mai bine, sper să puteți vedea acolo, este un spray de cameră, cum scrie și pe el aici, home spray. Așa că nu știu de ce a zis difuzor, eu mă gândeam la ceva din acela cu bețe când l-am văzut, nu este cu siguranță. Și aici avem foarte multe rochițe și chestii de toamnă, chiar simpatice câteva dintre ele și prețurile, după cum puteți observa, chiar bune. Adică nu știu unde găsești să cumperi de la magazin o rochie cu aproape 70, adică aproape 80 de lei. Prețurile sunt bune, avem și gentuțe, gentoaie, pentru că sunt și din acestea, desigur. Mie știți că îmi plac astea așa, așa mai mari, gen paporniță, pentru că mie îmi place să car totul după mine. Avem niște accesorii pentru telefon. Aici avem ceva stiloc cu 6 funcții. USB de încărcare a telefonului, lumină LED, stiloc cu bilă, pilă de unghii, da, asta este bună, corector aici și stiloc pentru ecran tactil. Foarte interesant. 57 de lei prețul nu prea este interesant, dar așa ca și produsul este interesant. Nu știu dacă v-am zis să-mi scuzați manicura lipsă, tocmai am ieșit de sub duș și n-am apucat să-i fac nimic. Mai avem așa o oglindă din aceasta pentru retușul machiajului, care desigur teoretic nu este oglindă, dar este o baterie externă cu oglindă, așa. Și dacă nu mă înșel eu, undeva scria... Oricum, nu sunt ca cele pe care le găsiți acum în comerț. Cred că încarcă o singură dată bateria, deci nu puteți să încărcați mai multe ori, dar așa, la necesitate, este bine de avut așa ceva în geantă. Avem suport pentru telefon, avem ceva, un... Nu știu ce să zic, este, teoretic este o lumină disco cu USB. Se pune la USB și oferă așa o lumină simpatică în cameră. Presupun că puteți să o folosiți și ca o mini-lampă pentru laptop, mă gândesc. Un sticlă pentru apă, un dispozitiv pentru masaj și pe ultima pagină mai avem așa niște accesorii și trecem la My Avon Magazine, care acum este 2 în 1 cu ofertele pentru reprezentanți. Aici o să fie destul de multe noutăți și cei de la Avon au împlinit cred că 135 de ani în lume și undeva la vreo 23 de ani, parcă am văzut eu zile trecute în România. Așa, deci prima noutate ar fi în felul următor. Începând cu CE15, campaniile Avon nu vor mai avea 3 săptămâni, ci vor avea o lună. Asta înseamnă că nu o să mai stăm să ne gândim dacă ne întreabă cineva când ai comandă la Avon. Stai să calculezi câte 3 săptămâni, deci o să fie de pe, dau un exemplu, de pe 1 până pe 29 sau 30 sau 31 sau 28 în anumite cazuri. Și cred că o să fie mult mai ok așa. De asemenea, o chestie interesantă, în caz să promoveze cumva și a doua sau a treia comandă dintr-o campanie, eu cel puțin fac așa, de foarte puține ori se întâmplă să dau și a doua comandă în campanie și cred că sunt destul de multe persoane ca mine, adică strâng o dată comandă mai mare și dau comandă, nu se mai complică să mai dea și a doua oară. Acum avem o noutate din C13. Odată cu prima comandă, primim un pliant cu oferte exclusive ale campaniei și putem să beneficiem de această ofertă începând cu a doua comandă plasată. Deci dacă, dau un exemplu,
Campania începe pe 1. Voi dați comandă pe 1, pe 5. La fel, un exemplu. Vă vine comanda. Acolo o să găsiți o broșurică din aceasta. Trebuie să dați comandă tot din campania în care ați dat pe 1. Să mai dați încă o dată și după puteți să vă cumpărați aici la prețurile de aici. Nu știu, n-am primit încă, desigur, după data de 1 o să, adică după data de 1, după prima comandă din C13, o să primiți acest pliant. Este interesant. Spune așa că dacă ești beauty fan primești un pliant, dacă ești beauty advisor primești 5 pliante și dacă ești o beauty advisor primești 10 pliante. Asta cred că înseamnă cumva că ai putea să dai o singură, deci comandă de un singur produs de acolo, câte un singur produs de fiecare fel. Așa le-am gândit eu că dacă îți dă doar un singur pliant, sau nu știu, poate să dai la mai multe persoane, n-am idee, o să vedem când o să dau comanda să vă cum este. Oricum, sper să fiu un cadru pentru că v-am zis, eu vorbesc, dar nu mă uit aici și sper să fiu un cadru. Desigur, continuă această campanie cu produse de la Philips. Această campanie continuă și în campania 13 și puteți să primiți aceste electrocasnice. O oportunitate, doamne, nu mai am cuvintele la mine, este târziu și sunt obosită. O oportunitate nouă de câștig, foarte interesant, că de obicei până acum aveai așa, dacă ai 6, 8, 10 produse sau arome, primeai discount. Acum la două arome sau seturi primești 30% discount doar pentru acelea, deci nu pentru toată comanda. Dacă ai 6 arome sau seturi primești 40% discount și dacă ai 12 primești 50% discount. Oferta este foarte bună, mai ales dacă aveți comenzi mai mari făcute și aveți aici pagini, deci pagina 7, pagina 5 hărsori, aici avem Faraway Rebel și Diva. Endiva, mă scuzați, de la paginile 9 și 11 avem Faraway, variantele acestea și variantele acestea. Avem paginile 88-89, Black Suite, avem toată gama. Avem de la pagina 63, apele acestea, nu ape, geluri sau esențe de parfum, nu știu cum le zice, oricum astea două așa, în astfel de ambalaj. Mai avem de la pagina 67, Attraction, toată gama, după cum se poate vedea. Și de la pagina 60, Elixir of Love. De asemenea, încă o ofertă bună. 45% discount pentru ele dacă aveți pe comandă produse de machiaj în valoare de 150 de lei de la aceste pagini de aici. Nu vi nu mai zic, dar le vedeți. Cam acestea sunt și produsele. La fel, dacă știți că dați produse, comandă de astfel de produse, chiar dacă nu aveți de 150 de lei, mai puneți voi de ceva de 10-20 de lei dacă aveți o comandă cât de cât aproximativă și primiți 45% discount, este foarte ok. Ce mai avem aici? Avem produsele acestea de la Lux și cele pentru ten de la Eventru. Avem niște seturi la 160 de lei, avem acesta. Mai avem aici niște produse cu prețuri speciale. Un set de 10 arome cu 345 de lei. Deci, și avem așa. Aproximativ, aleatoriu le luăm, avem Today-ul care este de 50 de mililitri, cu acesta ar fi undeva la vreo 100 de lei, acestea două tot vreo 100 de lei, acestea 300 de lei, deci în total 300 de lei având, și aici, hai să zicem, acestea două, acestea era la 20 de lei, acestea undeva la vreo 40 de lei, deci ar fi 60 de lei și hai să zicem încă 60 de lei, deci am avea 420 de lei. 420 de lei, dacă mai aveți comandă de minim 30 de lei din catalog, șanse mari să aveți, asta înseamnă 450 de lei și asta înseamnă 30% discount sau 35% discount. Dacă aplicați la 420 de lei 35% sau 30, hai să zicem doar 30% discount, ar veni vreo aproape 300 de lei, da? Și aici este 345 și nu aveți discount pentru el. De fiecare dată știți că eu tot vă bag la cap cu această chestie. Calculați, calculați, calculați. Vedeți că aici spun că sunt oferte, giga oferte și oferte extraordinare, dar totuși, comparativ cu ofertele din catalog, cred că sunt mult mai convenabile acelea. Plus că, desigur, la restul din comandă veți avea aceleași discount. Bun, am vorbit mult și mă doare gura. Haideți să vedem ce mai avem în continuare. Avem așa un set cu 85 de lei produsele acestea sau cu 80 de lei avem produsele acestea. La fel, nu mai insist, calculați prețul de catalog comparativ cu prețul acesta de aici și vedeți care este cea mai bună ofertă. După cum vă spuneam la început, aici avem și oferta pentru reprezentanți, este cumva 2 în 1. Pe de o parte este bine că oricum era pentru reprezentanți propriu-zis și nu avea rost să fie ceva separat tipărit. Haideți să vedem ce avem aici. Este ciudat că este puțin pe dos pusă, dar nu cred că ne deranjează.
spumantele acestea, deci se vede deja că vine toamna, că toamna asta, așa spre iarnă apar spumantele acestea la Avon. Sper să puteți vedea și voi acolo ce văd eu. Așa, avem multe, multe, multe oje. Acestea sunt foarte ok, dar le găsiți în catalog la vreo 10-11 lei, chiar și la 10 lei când, sau chiar la 9 lei a fost pe aici ceva o nuanță, așa că merită să le luați de acolo. Produse pentru buze. Iarăși produse de machiaj. Aici mai avem niște accesorii și rochițe foarte simpatice, cel puțin aceasta mi se pare adorabilă, însă cumva mi se pare a fi cam scurtuță. Ai zis, deja avem așa o tentă către toamnă, lucru care mă bucură enorm. Accesorii, multe accesorii. Și aici. Trecem la parfumuri. Atât pentru ea cât și pentru el. Avem la fel alte accesorii, niște o bandană cu căști, cu suport de căști, nu cu căști, mă scuzați, cu suport de căști. Un epilator cu baterii, deci este epilator, smulge, nu rade. Chestia asta v-am zis, am mai discutat despre ea, că o văzusem și pe AliExpress undeva la vreun dolar 2, dar am înțeles că nu este atât de rezistentă, acum nu știu. Și pe ultima pagină, ca să învârtim așa să puteți vedea, rujurile acestea de la Color Trend, varianta mată, și avem aceste trei nuanțe. Și haideți, așa, că m-am pierdut, haideți să continuăm cu... Mai vă magazin. Era interesant cumva să pună oferta asta la sfârșit, măcar așa știai una și bună. Haideți să vedem ce mai avem aici. Avem partea cu mostrele. Se lansează două ape noi de parfum, Avon Lucky Me pentru ea și pentru el. Și puteți să comandați set, cel mai convenabil este set de 6 seturi de 5 mostre, 9 lei. Puteți să luați cu 3 lei și varianta cu atomizor la 1,5 ml. În restul avem o mostră cu 1 leu, 10 mostre cu 5 lei. Accesorii stilate, foarte, foarte drăguțe acestea, chiar așa delicate, florale, chiar îmi plac. Simpatică și gentuța aceasta. Se poartă capele. Dacă vă interesează, văzusem și eu ceva pe YouTube și se poartă capele. Arată foarte bine aceasta. Nu știu dacă ne-ar permite stilul, sau cel puțin mie mi-ar permite stilul să port așa ceva. Cred că da, într-un final, dar cred că m-aș împiedica prin ea prin mașină, dar așa de arătat arată foarte bine. Niște tricouri de bumbac, 100% bumbac, 30 de lei, prețul bunișor, dar na, sperăm să fie și materialul propriu-zis ok. Noutăți din C14, haideți să vedem ce se lansează. Avem far de ploape magnetic, stați, stați că citesc prostii, far de ploape lichid metalic, Rain, bun, 10 lei și avem aici nuanțele. Avem Ultimate Gel Shine, un lac de unghii top coat cu ceva efect de gel. Interesant. 7 zile fără deteriorare. Da. Ok. Un ruj semi-mat de la Color Trend. Aici avem 2, 4, 6, 8, 9 nuanțe. Destul de interesante. Sper să se vadă acolo și la voi. Și mai avem aici încă o chestie la fel de interesantă. Un creion pentru sprâncene Linen Light Duo. Adică în partea aceasta avem propriu-zis partea de creion cu care să umplem sprâncenele și în partea aceasta avem așa un creion mai deschis la culoare care să iluminăm arcada. Teoretic este bun, practic eu am avut așa ceva de la Elf și nu am nimeni nuanța, cu siguranță era ceva dubios stare pe fața mea, dar vă zic că am avut, așa v-am zis, dacă folosiți chiar este interesant, o gamă, cred că nouă, cred că n-ar fi nouă, nu știu, sau așa cumva un pic în dubii, pentru că am citit despre ea și mă uitam așa un pic mai atent să văd, este cu aur și ud și ar avea așa, ulei multifuncțional, o mască de față care este peel-off, o noutate la Avon, un ser de față cu trandafiri, arată destul de interesant, și o cremă hidratantă cu particule aurii, Planet Spa Radiance Ritual. Cred că celălalt se numea Radiance Gold sau ceva asemănător. O gamă nouă de produse pentru duș, avem spuman de baie, avem gel de duș și spray parfumat pentru corp și ambele, adică ambele, toate trei sunt în aroma de piersică și vanilie.
Mie îmi place pietrica, dar s-ar putea ca vanilia aia să fie puțin cam dulce, nu știu, zic și eu. Accesoriu perfect pentru baie, o chestiune de genul și avem aici un spumant de baie cu zmeură și orhidee. Cam de obicei apare în această perioadă rece, cam apare această aromă nouă. Sau, impropriu zis, nouă, tot apare. Bun. Ce mai avem aici? Se lansează pentru un parfum pentru bărbați în variantă mini de 30 de mililitri, Senio, 16 lei, cam vreo 20 o să fie prin catalog. Un Scent for Men Aquatic Breeze. Lame de ras dacă vă interesează. Set pentru bărbați. Avem de la Avon Naturals ambalaje noi pentru produsele pentru păr și avem 11 lei șamponul de 700 de mililitri și de asemenea se lansează o gamă nouă din gama Footwork. Aceasta este cu vanilie și coacăze roșii, parcă și aceasta cu siguranță a fost și în trecut. Pentru că v-am zis, dacă sunteți reprezentante de mult, observați că se cam repetă temele. Bun, avem aici o nouă apă de parfum La Chimie, variantă pentru bărbați și pentru femei. Desigur, pentru bărbați este teoretic o apă de toaletă, nu de parfum și are piper de timut, nu știu ce e la timut, da. Rozmarin și ambră și cea de femei are acorduri de șampanie, chilimbar și păsări de vanilie. Haideți să vedem cum miroase. Dulce, dar destul de interesant. Acum nu știu dacă miroase acesta sau gelul de duș, că v-a zis că tocmai a ieșit de sub duș, dar de mirosi miroase cât de cât ok. 40 de lei oricare aromă. Aici vă dă detalii despre produsele ONIU și vă spune cum să le recomandați. Puteți să dați comandă, după cum vedeți și aici, de mostre cu leaflet, cred că se pronunță, cu un mic ambalaj din hârtie în care vă dă mai multe indicații despre produs. Aceste mostre sunt special concepute pentru cliente. Adică voi puteți să luați o mostră simplă și știți ce este, cum iese, însă un client, dacă primește un astfel de produs, vede propriu-zis și ce produs este și are și mai multe informații despre acel produs, așa că este foarte interesant. Pe ultima pagină avem un set format din apă de parfum La Chimie pentru ea, 50 de mililitri, ați văzut dincolo că este 40 de lei. Masca aceasta de față, care vă spuneam că este peel-off, după cum puteți vedea și aici la donșoara pe față că face pac-pac și un spray din acesta de corp plus 3 mostre și 5 seturi de broșuri, mă scuzați. Dacă vă uitați așa atent, o să vedeți cum arată și următoarea broșură la 50 de lei. Bun, cam acestea au fost ofertele. Sper că le-ați găsit utile, că v-au plăcut. Sper că s-a văzut bine și că nu s-ați găsit foarte mult imaginea, că v-am zis că am o chestie nouă și încă nu-i dau de capăt. Vă mulțumesc mult pentru vizualizare, vă pup și vă doresc o zi bună. Pa, pa!